Salutare, dragilor! Bun venit în bucătăria lui Vodă! Astăzi voi face o varză murată călită cu jumări, cu ceapă și legume. Cum procedez eu? Voi căli ceapa. Bineînțeles că jumările le-am pregătite aici. Ele deja sunt foarte bine rumenite, așa că nu le voi pune înainte ca să le mai rumenesc un pic, pe deja le și-a făcut treaba. Am două cepe mari și am și trei fire de ceapă verde. M-am profitat că am avut și ceapă verde, am pus și ceva ceapă verde, da? Așa. Voi pune ceapa la călit. Voi lăsa să se călească bine. Când va deveni sticloasă și va mai lăsa, i-aș lasă sucul acum, că am pus și ulei, cam 50 de mililitri. Undeva la 3 linguri. Și dacă mai e nevoie, mai pun, dar ea deja ceapa o să-și lase sucul din ceapa care am pus-o aici și va fi suficient suc. Cum procedez eu? Pun ceapa la călit, când devine sticloasă, o să adaug jumările, să se așeze un pic cu căldura care este. Ele deja sunt foarte bine rumenite de când am scos untura din ele. După aceea dau varza călită, o varză medie. Am avut o vărzucă acră care am spălat-o foarte bine, am scos cotorul, am tocat-o mărunt. După jumări voi adăuga varza și legumele. Bineînțeles că o să pun pătrunjel verde cu mărar amestecat, că eu iubesc și pătrunjelul și mărarul și profit că am în curte, am în grădină pătrunjel și mărar și e foarte bine și îmi dă un gust extraordinar. Bineînțeles, pe parcurs voi pune piper proaspăt măcinat, sare nu mai este nevoie pentru că varza deja este sărată și vom continua. Vom continua, dragilor. Ceapa deja este călită. Așa. Voi adăuga jumările. Voi adăuga jumările și le voi lăsa ca să se rumenească un pic. Ia uitați ce minunăție. Am pus și jumările peste ceapă. Așa. Las capacul într-o parte. Sunt cam pe stânga așa, dar îmi place să gătesc, să știți. Și e hobby-ul meu. Ce o voi face în continuare, cu riscul să am reclamații de la diverse persoane care vizualizează videoclipul. Am pus și un ardei gras, roșu, așa, legume, un morcovu și o să le las un pic să se moaie un pic, să se călească, cum ar veni, cu jumarea și cu ceapa. După aceea voi adăuga varza. Bineînțeles că o să adaug un... E și desfăcut borcanul, că l-am bătut și l-am desfăcut. Nu știu dacă se vede foarte bine. E un suc de roșii făcut de mine cu pătrunjel. E făcut anul trecut, din 2023. Arată super bine și voi pune la această mâncărică. De varză acră cu jumări și legume. Așa. Deci, s-au călit și legumele. Nu trebuie scălite foarte mult pentru că voi pune varza, se vor căli împreună. Voi pune și varza, v-am spus că am pus o varză murată medie, nu foarte mare. Ne apropiem de sfârșit, deja suntem în martie. Și varza o să înceapă să lucreze. O să vă fac o prezentare cum pregătesc eu varza și cum îmi țin eu varza acră la sticlă de plastic fără conservare, fără nimic. O să vă fac eu un filmuleț ca să vedeți că eu țin mai mult de un an de zile. Am și de anul trecut varza. Deja varza asta o să pregătească să plece.
Că în butoi nu o să mai reziste foarte mult, că aici încep căldurile, sunt în Spania și o să înceapă să plece și vreau să o pregătesc și mi-o pun la sticluțe. Voi pune și suc de roșii, sucul de roșii cu pătrunjel, asta îl pun fără milă pentru că îl iubesc și dă și un gust extraordinar. Așa, voi pune și piper proaspăt măcinat, dragii mei, și dragile mele, bineînțeles, că vorbesc cu dragii mei, că voi știți că mă refer la toți. Sare nu o să punem, pentru că nu este nevoie, că e varza sărat. Piper am pus fără milă, că aici am un piper amestecat, toate culorile am, și roșu, și alb, și de toate. Și îl pun așa ca să, fără milă, pentru că iubesc piperul și o să-i dea un gust extraordinar. Mestecăm foarte bine. Eventual o să adaug și o cană de apă, un pahar de apă, o cană, cum vreți, pentru că varza a fost foarte scursă, ceapa și-a lăsat zeamă, dar nu foarte multă, și pe parcurs o să scadă. Și o să-i adaug și o cană de apă. Bineînțeles că o să mai pun și un pic de suc de roșii, pentru că și ăsta e excelent. Așa, voi adăuga o cană de apă. Am spus că varza a fost foarte scursă. E de aseară, am scos-o, am pus-o la deserat un pic, pentru că mi-e frică. Eu, cum am probleme cu sarea, mănânc foarte sărat și nu pot să oblig pe nimeni să mănânce mai sărat decât mănânc eu. Și mai pun suc de roșii, fără milă. După ce voi căli cam 80% din 80% din preparat, cum înainte să se prepare, că înfuc prin gură, înfuc și cuvinte spaniole, antes de preparat, în 80%, o să o dau la cuptor, ca să se rumenească foarte bine. Doamne, ce bunătate! Și o să vă avertizez de acum, nu o să fac mămăligă, că nu am timpul fizic să fac mămăliga, dar o să mănânc cu pâine foarte proaspătă și cu ardei iute. După cum vedeți, vărzuca mea lucrează foarte bine. Mă pregătesc deja, am pornit cuptorul la 180 de grade și o voi lăsa... Nu știu cât o voi lăsa, eu zic că un 40 de minute. Să se rumenească, să-și facă treaba. Hai să scoatem varza de la cuptor. Ia uitați-o cum arată. Doamne, ce bine arată! Uf! Varză murată, cu jumări și legume. Bineînțeles că am pus câțiva ardei iuți, v-am avertizat că nu avem mămăligă, că nu am făcut mămăligă. O să mănânc cu pâine proaspătă. Ia uitați cum arată. Doamne Dumnezeul meu, habar n-avem noi ce bunătăți avem noi pe pământul ăsta. Mai ales noi românii. Noi suntem super, super buni la orice. Vă doresc poftă mare și dacă aveți neclarități, puteți să-mi scrieți în privat. Sau să comentați. Doamne ăștia, vă pupă vodă. Cam așa arată varza călită. Deja am și pus în farfurie. Cam încercat un pic mai devreme și cred că am încurcat borcanele pe aici pe videoclip. Vă doresc poftă mare și să nu uitați că românii, noi suntem foarte inventivi și suntem gurmanți. Deci noi gătim și noi știm să preparăm mâncare extraordinară. Vă pupă vodă.